la serviciu erau probleme. Răspunsul vi-l dau este foarte prompt, nu exista niciun risc din punct de vedere, din acest punct de vedere, nu era pe nicio listă, ba mai mult departamentul de achiziții, un departament solicitat în această perioadă, a fost informat că este un departament de bază pe care ne bazăm și nu există niciun fel de indiciu care să facă referire la acest lucru. Aceste probleme personale nu au fost văzute de colegi, nu v-ați spus niciodată că a văzut-o tristă, am înțeles că... Ba da, au existat informații, am stat personal de vorbă cu ea, m-au rugat să stau de vorbă cu ea, tocmai pentru a confirma că firma este, chiar dacă este într-o reorganizare, poziția departamentului, poziția ei este una foarte clară, avem nevoie de ea, dacă are nevoie de sprijin în această perioadă în care nu se simte foarte bine, era vizibil că are probleme, o vom sprijini și putem să-i preluăm din responsabilități pentru o perioadă, dacă ea consideră necesar. Răspunsul a fost că nu, rămâne în continuare să se ocupe de aceiași furnizori, deci nici aici nu există, din punctul meu de vedere, nu văd nicio asociere posibilă între problemele de serviciu și decizia ei de a-și lua zilele. Când ați discutat dumneavoastră cu ea? Două săptămâni, estimă, cam două săptămâni. Și starea ei de spirit, adică... Mi-a părut că este... A fost o discuție coerentă. A fost o discuție cu subiect și predicat și cu coerență totală de la început până la sfârșit. Știți că a mai avut o tentativă de suicid în urmă cu aproape 2 ani? Nu. N-a știut? Nu. Ați aflat după? N-am aflat de la noastră dacă e adevărat. Nu știu nici în momentul ăsta că a existat o tentativă de suicid acum de aia.